Bine ați venit, dragii mei, mă numesc Agapia și vă invit la fațetele zilei de marți, 22 februarie. Dragii mei, în primul rând, la mulți ani celor care își sărbătoresc ziua de naștere. Și tuturor celor care vizionează această filmare, le doresc multă sănătate, împlinirea a ceea ce își propun pentru această zi și aprind lumânarea pentru sănătatea dumneavoastră, pentru împlinirea dorințelor, rezolvarea tuturor dificultăților, da? Și reușită pe toate planurile în această zi de marți, 22 februarie. Haideți să vedem fațetele zilei. Am cărți de tarot, am cărți de oracol și vedem care sunt predispozițiile. În primul rând voi alege 3 cărți din fiecare, iată, 2 dintre ele deja s-au evidențiat. Să vedem dacă mai primim încă o carte. Da, iată că primim și această a treia carte. O putem considera la fiecare dintre pachete dimineața, prânz, seara, dar nu neapărat. Pot fi diferite fațete cu care dumneavoastră să rezonați parțial sau total sau să nu rezonați, să nu vă supărați în cazul în care se întâmplă acest lucru. Mai sunt și alte filmări care pot fi urmărite de către dumneavoastră. Vă spun imediat, iată, avem și celelalte două cărți, să vedem și oracolul, nu, acesta este tarot yoga, dar până acum am consultat tarot energii, am consultat îngerii romantici și acum suntem pe tarot yoga și bineînțeles că am și mesaje de la Arhanghel, dragii mei, pentru că uneori avem nevoie de un ajutor pentru cei care cred în energii de lumină sau în propria lor conștiință. Iată, mai avem nevoie de o carte din această oracol, iată, că a venit, și cele 3 mesaje de la Arhanghel. Și voi trece apoi la interpretarea lor. Iată cât de clar s-au înfățișat 2 dintre ele. Și am mai avea nevoie de încă unul. Iată, o să le iau pe toate. Dacă tot au căzut, înseamnă că sunt importante pentru dumneavoastră. Haideți să vedem ce vești aduce marți 22. În primul rând, o preocupare pentru familia fericită. Numărul 4 îl are această carte. Vă preocupă ceva legat de familie, de prieteni, de colectiv. Există această preocupare. Apoi vedem un vindecător al vârstelor. Cred că dumneavoastră sau altă persoană va ști exact ce anume să vă spună, dar numărul 51 are cartea numărul 2 și 18 cartea numărul 3. Fie este o problemă legată de un membru de familie care are o anumită anxietate, adică anumite temeri referitoare la această zi sau în general, și dumneavoastră veți ști exact ce să spuneți, vindecătorul vârstelor știe exact fiecarei vârste ce să-i spună, fiecare membru de familie, prieten, colaborator, poate mergeți la un psiholog, da, cu care să discutați, la un consultant care să vă ajute pe dumneavoastră sau o altă persoană la care țineți să iasă dintr-o stare de anxietate. Așadar, să aveți încredere, da, în cazul în care aveți anumite temeri, puteți să încercați să gândiți optimist, da, și să înfruntați aceste temeri. De multe ori se spune să ne gândim la cel mai rău scenariu pe care ni-l închipuim și să găsim o soluție, și atunci imediat o să vină, da, o să vină acea soluție e ca și cum am controla cât de cât acea anxietate, gândindu-ne la ce s-ar putea întâmpla cât mai rău și care ar fi soluția, cum am proceda în acea situație. Să vedem îngerii romantici ce mesaje au. Este vorba despre o adicție aici, fie că există o dependență de persoana dragă, fie altă persoană e dependentă de dumneavoastră, sau în viața dumneavoastră amoroasă aveți o dependență de control, de bani, de muncă, și cealaltă persoană suferă sau cealaltă persoană are această dependență, poate de zahăr, da, a mâncat compulsiv sau somnul acela al tristeții sau
nu știu, băutura. În orice caz, viața amoroasă poate să vă fie influențată de această adicție. Sau poate, v-am spus, este un stil de atașament anxios al dumneavoastră sau al partenerului, partenerei, și există teama de abandon și de pierdere, care oferă o stare destul de neplăcută. Să vă iubiți în primul rând pe dumneavoastră înșivă, da? Să vă puneți pe primul plan, pentru că această autoestimă vă face mult mai atractiv din punct de vedere romantic. Și să faceți un efort în relația dumneavoastră și în colaborări. O mare dragoste merită să faceți toți pașii pe care vă veți simți ghidați să-i faceți în această zi de marți. Foarte frumos! Haideți să vedem în continuare. Avem cartea judecata. Cred că are loc un anunț. Veți câștiga un proces. Poate să fie cineva din balanță important astăzi. Sau este ca o renaștere. Se întâmplă ceva care vă aduce dreptatea, da? Simțiți efectiv cum ați fost poate nedreptățit și se face dreptate într-o privință. Pe de altă parte, vă simt indeciși și această carte a indeciziei a fost și luni. Doi de spade la fel reprezintă un fel de indecizie, ca și cum fie nu vreți să vedeți o situație, vă legați la ochi, fie nu știți în ce direcție să mergeți, aveți mai multe opțiuni și nu știți care dintre drumuri este mai potrivit. Iar patru de spade vă și spune să vă odihniți, să faceți o strategie, să faceți un plan și abia apoi să luați acea hotărâre. Deci, fie vestea, fie renașterea, fie vestea bună, cum spuneam, procesul câștigat, absolut tot, dar vă aduce poate posibilități suplimentare. Iar cartea spune să nu vă grăbiți să luați o decizie, ci să, în primul rând, să vă odihniți, să luați o pauză, să faceți o strategie și abia apoi să acționați. Hai să vedem cărțile din partea arhanghelilor. Și avem așa, Arhanghelul Mihail, da, Marele Arhanghel, numărul 50, vă oferă protecție infailibilă și spune că vă protejează împotriva nedreptăților. Exact! Tot am avut cartea judecata, da? Împotriva nedreptății și vă ajută să vă deschideți către ceea ce este etern și nepieritor. Sunteți gata să întindeți o mână de ajutor oricând celor aflați în necaz și efectiv veți primi putere să mergeți înainte pe calea binelui, a dreptății și a adevărului. Foarte frumos, dragii mei! Iată frumusețe! Cred că doamnele vor avea acest dar al arhanghelului Jofiel de frumusețe și senzualitate. Cartea are numărul 28 și spune așa: contemplarea frumuseților dumnezeiești ți-l revelează pe Dumnezeu și conferă frumusețe propriei tale gândiri. În parfumul suav al trandafirilor roșii poți percepe într-un mod tainic prezența lui Dumnezeu, infailibilă peste tot. Da, și această frumusețe interioară va transpare și în cazul dumneavoastră, da, echilibrul interior va transpare. Numărul 22, avem o vindecare, poate spirituală sau trupească sau sufletească. Arhanghelul Rafael spune că vă susține în orice proces de vindecare naturală a afecțiunilor trupului dumneavoastră și a rănilor sufletești. Acest arhanghel Rafael este un maestru al regenerării ființelor umane și vă susține în acțiuni de purificare. Da? Să țineți cont și de acest lucru, dragii mei. Mai avem două mesaje. Avem numărul 55, magicianul. Poate dumneavoastră veți fi acest magician, poate va fi o altă persoană, cea care va aduce rezolvări. Dar cred mai degrabă că dumneavoastră veți manifesta un potențial care până acum nu a fost relevat. Poate veți afla de un talent, de o abilitate pe care le aveți. Darul arhanghelului Ariel este acesta și spune că acest arhanghel Ariel este un magician divin, vă ajută să trăiți o existență miraculoasă prin transcenderea iluziei. Ideea este că veți ieși dintr-o iluzie, veți fi foarte lucizi în această zi de marți, 22 februarie,
și veți vedea realitatea așa cum este ea. Vă inspiră o stare profundă de recunoștință față de Dumnezeu și față de miracolul creației sale. Și nu în ultimul rând, da, aici a fost 55, cu numărul 37, dragii mei, am misterul dumnezeiesc iluminator. Darul Arhanghelului Raziel vă facilitează revelarea în universul dumneavoastră lăuntric a unei stări extatice, da, de mister iluminator. Vă oferă accesul dincolo de vălul iluziei divine, vă ajută să pătrundeți în tainele fundamentale ale vieții și tainele vieților profetice și al clarviziunii. Așadar, în această zi de marți, puteți avea surpriza frumoasă ca intuiția sau presimțirile să vă ajute în ceea ce aveți dumneavoastră de făcut. Dragii mei, vă mulțumesc, vă doresc o zi minunată, la mulți ani încă o dată sărbătoriților, să nu uitați să vă abonați. Vă îmbrățișez, să fiți ocrotiți și ocrotitori și multă sănătate. Să ne vedem cu bine. Pa, pa!